să vorbim puțin despre ceea ce am intitulat ca Ziua Bibliei, pentru că mâine programul bisericii noastre este tema aceasta, iar programul de la biserica noastră mâine dimineață va fi dedicat în mod excepțional lucrării misionare. Era programarea făcută mai din timp înainte de a veni materialul acesta și sfatul celor de la Uniune. Mâine va fi împreună cu noi de dimineață fratele Benoni Catană, care va insista cu privire la importanța lucrării care se desfășoară prin ceea ce numim noi Sola Scriptură. Iar după amiază va fi prezent împreună cu noi unul dintre fiii comunității, unul dintre fiii iubiți ai comunității noastre, fratele Dospinescu Emilian. Dânsul a încheiat activitatea la Piatra Neamț și va merge ca misionar în Republica Moldova, mai bine zis la Chișinău. Și cum ne cunoaștem în discuțiile noastre, l-am rugat să mai petreacă și cu noi o bucățică de timp, pentru că o mare parte din timp de aici înainte probabil vom vedea foarte rar. Și am zis să aduc înaintea noastră câteva idei la această ocazie în care trebuie să ne gândim mai mult și mai insistent la Cuvântul lui Dumnezeu, la ceea ce s-ar putea numi și este sugerat ca titlu chiar de frații de la Uniune, și anume Testamentul lui Cornilescu. Este vorba de cel care traduce Biblia aceasta. O Biblie foarte iubită, ca traducere mă refer. Da? Cuvântul lui Dumnezeu, indiferent de traducere, este același. Dar ca și traducere, Biblia aceasta, traducerea aceasta, este foarte iubită de unii și în aceeași măsură foarte urâtă de alții. Astăzi, în timp ce mă pregăteam, am căutat în diverse locuri ca să am o documentare ceva mai largă și am fost impresionat până la durere aproape de cuvintele extrem de grele pe care unii le aruncă împotriva acestei traduceri. Și asta dintr-un singur motiv. Știți care e motivul? Pentru că prin limbajul pe care o folosește Cornilescu, de multe ori în parafrazare, foarte mulți oameni au prins drag de Mântuitorul, de ceea ce ne propune Domnul în vederea pregătirii noastre pentru a ne întâlni într-o zi cu El. Și vrăjmașul urăște lucrul acesta. Ar vrea să nu fie Biblia, iar dacă Biblia există, atunci să fie într-un limbaj așa de nepotrivit încât omul să zică asemenea carte nu citesc. Cartea aceasta în decursul timpului a fost tipărită în peste 10 milioane de exemplare și în ultimul timp s-au făcut niște studii foarte serioase, e vorba de Manuel Consac, spre exemplu, care face o carte amplă legată de lucrarea lui Cornilescu pentru poporul român, e vreo 400 de pagini, eu n-am avut bani să o cumpăr, dar o anumită parte din recenzia acestei cărți o cunosc. Probabil că va apărea și în librării. A fost terminat în 2014, dar anul acesta circul mai mult. Apoi este cartea aceea mai mică pe care, dacă n-a citit-o, trebuie să o citiți neapărat, și anume Cum m-am întors la Dumnezeu. Este scrisă chiar de autor, chiar de Dumitru Cornilescu, și mai are și Alexandru Măianu, Viața și lucrare lui Dumitru Cornilescu, este disponibilă și online. Deci, rețineți, Alexandru Măianu. E interesant. Fratele Consac pune în preambul, în prefață, un text din Eclesiastul care mi s-a părut interesant de așezat în contextul acesta și a zis: am mai văzut următoarea înțelepciune sub soare și mi s-a părut mare. Era o mică cetate cu puțini oameni în ea și a venit asupra ei un împărat puternic și a împresurat și a ridicat întărituri mari împotriva ei. Iar în cetatea aceea mică și neajutorată se afla un om sărac, dar înțelept, care a scăpat cetatea cu înțelepciunea lui. Și nimeni nu se gândise vreodată la omul acesta sărac. Aplicația este făcută la personalitatea lui Dumitru Cornilescu, care n-a ieșit așa în față neapărat ca o mare personalitate. Un român credincios din secolul trecut, inteligent și binecuvântat de Dumnezeu, dar cu ajutorul său, cetatea credinței pentru mulți oameni,
a fost salvată. Iar prin dezvăluirile și cercetările recente, desfășurate la nivel academic, deci foarte serioase, pertinente, se poate îmbogăți acum viziunea noastră și despre acest om care a așezat în mâna milioanelor de oameni o traducere foarte, foarte bună în limba română. Sunt mulți oameni despre care nu știm foarte multe lucruri, nu? Nu cunoaștem multe lucruri despre Melchisedec. Da? Sau chiar despre Avram am vrea să știm mai multe, sau Barnaba, sau soțiile ucenicilor, sau Enoch, sau alții. Tot așa și despre omul acesta care trăiește 80 și ceva de ani. Asta e fotografia lui. Unii l-au supranumit reformatorul român sau un Luther al României. Întrebarea care se pune, a fost sau n-a fost preot ortodox? Pentru că unii susțin sus și tare că nu, n-a fost niciodată preot ortodox. A fost Biblia aceasta aprobată de Sfântul Sinod, vreodată, al Bisericii Ortodoxe Române, al Bisericii majoritare din țara noastră. Și aici se spune, niciodată cartea asta a fost caterisită, nu cumva să puneți mâna, dacă o luați, o prindeți la focuia. Cum stau lucrurile cu această cea mai populară carte religioasă din România? Cea mai populară traducere a Bibliei din România, cea mai citită și mai răspândită. Unii au numit-o chiar regina traducerilor din România până în prezent. Haideți să luăm câteva lucruri, nu neapărat ca într-un studiu foarte pretențios, dar câteva informații pentru vineri seară să le purtăm cu noi și bineînțeles că și pe cei care ne urmăresc pe internet, pe care îi salutăm ca totdeauna cu mare drag. El a fost oltean, Dumitru Cornilescu. Dar Biblia a tradus-o în Moldova. S-a născut în conferința oltene. Tatălui era învățător. Tradiția era ca fiii de popă să devină învățători și preoți. Ambii lui bunici, după mamă, după tată, fuseseră preoți, iar bunicile lor erau fiice de preoți. Deci avea niște rădăcini în ce privește credința foarte, foarte solide și el ținea la lucrul acest. Da. A fost dat să facă seminarul, să devină preot, a fost admis la unul din cele 42 de locuri din București, la 20 și... de la 13 până la 21, 20, 21 de ani a învățat în București, la seminarul central, aici aveți, nu mai este clădirea aceasta, este seminarul central din București, al Bisericii Ortodoxe. A fost o concurență mare. Din 350 de băieți care candidau, numai 42 de locuri, vă dați seama, era... Adică nu intra oricine. Dar lucrul acesta era bun, ar trebui păstra și astăzi pe undeva. București de atunci, am mai pus și poza asta ca să ne aduc și mai aminte de perioada aceea în care tramvaiul avea un cal putere. Da. Dar era destul de populat, uitați-vă că stațiile sunt destul de... Majoritatea tramvaiilor erau trase în felul acesta. Mai erau și unii care au început să folosească energie electrică. Directorul seminarului, acest seminar la care, am spus, mergea elita românimii, 350, să dai, să iei numai 40, să intre, trebuia să fie ceva. Ei, directorul acestui seminar, vă rog să țineți minte numele acestui om, e un nume care merită să... decât să ne înnobilăm mintea cu ghilimele de rigoare, cu știu ce personalități care au învățat toată viața doar să dea cu piciorul într-o minge sau știu, și cunoaștem foarte bine, cred că ar merita la un moment dat să depunem un efort și să înțelegem și niște oameni care au făcut nu doar pentru a bucura ochiul o clipă, nu doar pentru a satisface simțurile pentru câteva clipe, și care au făcut ceea ce numim noi parte de infrastructura pregătirii noastre în vederea întâlnirii cu Domnul Împărăția Cerului. Acesta era arhimandritul Iulius Scriban, directorul școlii. Cornilescu devenise șeful clasei. Deci între cei puțini care reușeau, în 350-40, el a devenit șeful clasei, așa de bine învăța și pe o perioadă lungă de timp. Iar Scriban acesta îl simpatiza, deși era dur.
a stimulat interesul lui și a elevilor pentru lucrările teologice pioase și a început să-i pună să citească cărți care erau scrise de oameni foarte evlavioși din Europa, autori străini, și era la modă ca să citești chiar din scrierile pietiste sau știu eu, da? Sau cele care în Europa de acum erau cunoscute ca scrierile reformatoare. Pedeapsa din cămin pentru anumite încălcări ale regulamentelor era foarte aspră. Cine citea, spre exemplu, unul care a citit în timpul meditațiilor o carte de Sadoveanu, l-a prins, l-a dat afară din școală, o lună de zile. Altădată, dacă te prindea cu mici lucruri care nu le făceai, nu mai ieșeai duminica în oraș sau dacă făceai glăje. Cornilescu însă s-a bucurat de apelativul acesta, un elev foarte conștiincios. Așa cum am zis, cel mai preferat discipul al directorului, șef de clasă. Foarte interesant că directorul avea grijă să aprovizioneze mereu biblioteca și să traducă, ca elevii să traducă, să învețe și limba pe de o parte, pe un text religios, da? Iar timpul cât a stat Cornilescu acolo, 7-8 ani, a fost foarte, foarte conștiincios ca să traducă cât mai bine și să învețe bine. Era pedagog, a ajuns în cele din urmă la seminar, apoi cântăresc la Biserica Sfântul Ștefan, iar cu banii obținuți din traduceri, câțiva bănuți acolo, tipărea broșurile și le dădeau, bineînțeles, în toate părțile. E o mărturie personală foarte interesantă pe care el o arată și este preluată. Da? Este în autobiografia lui, să o numim așa, mărturia personală. Era vorba de, haideți să citim doar așa un cuvânt, n-aș putea să citesc tot, că aș vrea să ajung și la capăt. Și mă miram, era vorba de momentele în care traducea Biblia. Și mă miram, ce lucru ciudat. Nu, înainte a traduce Biblia, când citea cărțile acestea și traducea pentru doi bănuți. Aceleași cărți, aceleași gânduri, de ce nu vine și viața despre care vorbesc cărțile acestea? Ați înțeles care era frământarea lui? Dom'le, citești foarte frumos. Toate cărțile vorbesc la fel, dar viața rămâne aceeași. Nu? Am început să mă gândesc, ca să le citesc mai cu mare, mare atenție. Păi am băgat de seamă că toate cărțile, de fapt, făceau trimitere la o singură carte, și anume la Biblie. La Biblie. În ele se spunea că fiecare trebuie să citească Biblia și să o citească zilnic. Și am zis eu, iată un lucru care nu prea îl fac. Și a început să citească Biblia, numai că la un timp a zis, citesc degeaba și nu îi mai plăcea să citească. Pentru că, de ce? Aveam o traducere așa de proastă, zice el, că nu o puteam înțelege. Și mă miram cum mai poate cineva să laude Biblia așa de mult când eu nu găsim nimic renii de laudere. Și așa am început să o citesc în altă limbă și atunci a început să-i plac. Și de aici a pornit, a început să fie el atras foarte tare de Biblie. Dar o influență foarte importantă pentru viața lui și scrierile lui a avut-o călugărița Olga Gologan. Ar trebui citit ceva mai mult și de femeia aceasta. El face împreună cu ea un calendar devoțional. Cam cum avem noi devoțional de dimineață, dar ceva mai scurt. Iată, aici este chiar un citat al lui Philip Yancey, s-a pus aici, dar nu-i caz să intrăm acum în domeniu. Zicea el, îndrăznit, citiri biblice și meditațiuni pentru fiecare zi a anului, după un oarecare autor. Iar fragmentele ale pastorului elvețian Frank Thomas, da? Un calendar cu aceste meditații, ajunge și la cine credeți? La doamna Ralu Kalimachi. Ralu Kalimachi este o personalitate despre care se vorbește foarte puțin. Sunt oameni care se străduiesc să nu se vorbească deloc și ar trebui ca despre femeia aceasta să vorbim ceva mai mult. Am să aduc câteva argumente. Femeia aceasta, înainte de Cornilescu, personal a tradus mult din Biblie și avea gândul acesta să pună Biblia într-o limbă cursivă în mâna poporului. Aduna bănuți. Când a primit o sumă mai mare ca moștenire, s-a gândit prima dată să o ofere pentru a scrie eu. Vreo 20 de ani înainte de Cornilescu, ea făcuse lucrul acesta. Ea se trăgea din oameni mari, da? Era chiar cu
Alexandru Ioan Cuza, Rude, taică-su și, mă rog. Foarte interesant că mama ei, Zenaida, fiica lui Călimachi, care se trăgea din voievozii aceștia în Moldovei, mă rog. Foarte interesant că atunci când i-a murit soțul și a rămas singură la conacul ei din Stâncești, în timpul răscoalelor 1907, iată, citez, să vede dacă am aici. Răsculații au ajuns pe dealurile Stânceștilor, iar Zenaida Călimachi, mama lui Ralu Călimachi, stătea singură, fiind văduvă în conacul de acolo. Dar nimeni nu s-a atins de ea, nici de un pai de la conacul lor. De ce? Pentru că avea o reputație extraordinar de bună între locuitori acolo. Țăranii cunoșteau sufletul ei mare, cum are contribuit la refacerea, la ajutorarea bisericii, la ajutorarea, l-a refăcut școala din sat, a întreținut-o. Avea o mulțime de oameni pe care, mă rog, cum era obiceiul acolo, e botezase și mai departe. A fost apărată și stimată de către oameni din sat, această femeie. La 25 de ani, deja Cornilescu intră în monahism și a fost trimis la eparhia Cușilor, la Huși, da? A fost irodonit ca și călugăr prin relațiile Ralucăi Călimache și scopul era unul singur, ca să-l hirodonească repede, ca să poată să apuce de traducerea Bibliei. Iar de acolo, Raluca l-a transferat la castelul ei, cum am zis, de la Stâncești, în județul Botoșani. Ați fost pe acolo? Nu? Ați fost, bun. Vă rog frumos, nu ezitați. Eu am fost odată, mai de mult, și am găsit lucruri foarte interesante. Când m-am dus a doua oară, s-au șters o grămadă de urme de pe acolo, cine știe? Că unii vor să șteargă toate urmele alea de acolo, și așa că grăbiți-vă. Da, e chiar lângă, la câțiva kilometri, puteți mergeți pe jos de la Stâncești, de la fostul castel al Ralucăi și până la Ipotești. Vedeți cu Eminescu cum a fost, că e tot acolo. Da. Zicea omul acesta, mi-am zis eu, dacă e ca poporul nostru să capete viață creștină prin Biblia, păi trebuie să aibă o traducere pe care să o înțeleagă. Dacă și să te părești. Și așa mai departe. Și atunci zice că cineva a trimis calendarul acesta doamnei, ce se referă la Contacuzino, Călimache, și soțul ei, Pascar, era reprezentantul Camerei Superioare pentru România și reprezenta interesele României în Geneva. Le-a reprezentat altă dată la Istanbul. A fost o personalitate mare omul acesta al ei. Și era ceva nou pe la noi. Dânsa mi-a scris, zici, dânsa mi-a scris cu privire la el. Când a venit în țară, m-a rugat să vin să o văd. Am vorbit despre lucrarea mea, a spus că vreau să fac o traducere nouă și tocmai asta e gândul meu, mi-a răspuns dânsa. Avea o sumă de bani pe care o consacrare Domnului ca să răspundească Biblia. Asta era Luca. Ei bine, la ceva kilometri de Iași ar merita să vedeți biserica asta. Recunoașteți? Nu? Nu presunteți atrași, trebuie ca să vedem, este istoria acolo și trebuie să o cunoaște. La vreo 25 km de Iași, mănăstirea Dobrovăț, între o zonă pitorească, o zonă foarte frumoasă, este ultima dintre mănăstirile pe care le-a ctitorit și terminat Ștefan cel Mare. Iar el acolo a fost hirotonit ca ierodiacon, adică preot monac, pentru că călugării mănăstirii de acolo. Și apoi, prin relațiile Ralucăi și cu, mă rog, știrea patriarhului, el a fost lăsat ca să traducă Biblia. Despre Raluca vreau să mai spun ceva. Asta e casa unde și-a petrecut ultimii ani ai vieții. Nu se știe exact anul când a murit. A fost intenționat ascunsă în umbră, cu toate că era o femeie extraordinară. Vreau să vă aduc în atenție doar o scrisoare pe care care este datată și care o scrie sorei ei, Maria. Iată, aici este datată, se vede? 20 aprilie 1941, deci în 41, la vreo 70 de ani, femeia aceasta încă trăia, da?
Ascultați ce era în sufletul acestei femei și de ce nu se vorbește despre femeia aceasta. Ascultați ce zice. Trebuie să citesc și eu de acolo, că la mine e prea mărunt. Și dragă Maria, mii de salutări calde pentru frumoasa sărbătoare a Paștelor. În ciuda răzvrătirii tot mai accentuate acestei omeniri păcătoase față de Dumnezeu, Creatorul și Binefăcătorul ei, bunătatea lui Dumnezeu și mila lui nu ne lipsesc. Domnul Iisus Hristos este același mereu. Nu dorește moartea veșnică a păcătosului, îi cheamă la pocăință. Marele său dar de iertare și de viață veșnică, ce l-a costat atât de mult, ne este încă oferit fără plată. Nu trebuie decât să ne recunoaștem pierduți, să luăm și să-i mulțumim. El, prea iubitul Mântuitor, cel care a plătit datoria noastră cu sângele lui scump, ne spală de orice întinăciune prin moartea sa ispășitoare și ne-a împăcat cu Dumnezeu Tatăl. Dacă Domnul Iisus Hristos este cu adevărat Mântuitorul nostru personal, atunci Dumnezeu Tatăl ne iartă, ne dă viața veșnică și ne acceptă ca să fim copii ai Lui. A Lui să fie toată gloria, iar vestea bună pe care ne-o aduc și ne-o repet în fiecare an frumoasele sărbători. Iată vestea bună pe care ne-o repetă frumoase sărbători de Paște. Și tu, dragă soră, acceptă-L pe Mântuitorul Iisus Hristos ca Mântuitor personal. Învață să-L cunoști și să ai această unitate cu El, care va umple inimile de bucurie, de pace, de fericire, chiar în aceste vremuri de mari tenebre și încercări. Dragă Maria, îți trimit și un suvenir care a aparținut mamei mele. Este o cărticică de piatră pe care să o pui pe birou personal. De fiecare dată când o vei privi, amintește-ți de aceea care te iubea și pe care tu o iubeai. Fii ca amintirea plină de lumină, de bunătate, de iubire, să te înconjoare, să te întărească. Sora ta, Ralu. Este aici și facsimilor, da? Scria foarte bine în franceză, era franțuzoic, practic. Da. E prin relațiile ei și ale soțului ei, după ce a trecut o vreme în Geneva și a văzut acolo cu elvețienii, avea o țară mult mai săracă în ce privește resursele decât a noastră, era o țară cu niște oameni care trăiau bine. Și a zis, ce pot să fac eu pentru poporul meu? Și participa la anumite ocazii de întrunire cu doamnele, de societate și a spus, Ralu, Biblia este secretul. A început să citească, a început să fie interesată și așa a ajuns la Cornilescu. Iată aici, asta e casa lui Eminescu, de la Ipotești. Da, castelul e în aceeași comună, da? Casa memorială a lui, așa. Aici este ceea ce e acum. Poza e luată, eu când am fost acolo, era chiar în perioada în care începuseră niște consolidări, dar acum s-a terminat. Prin principele Kalimachi ar trebui să fiu foarte atent, pentru că sunt multe nume acolo, dar el a plătit, a dat niște bani și s-a refăcut biserica aceasta. Este acolo o criptă în care sunt familiile domnitorilor. E ceva foarte interesant dacă intri în zona aceea. Foarte interesant este, vreau să rețineți, că Cornilescu traduce Biblia toată doar în 5 ani. O performanță uluitoare. Iar mari învățați ai nației noastre, cum ar fi Iorga, spre exemplu, a spus... Omul a tradus, zice, a tradus, dar din franceză, nu din greacă și ebraică. Și ebraica nici nu cunoștea. Oricum, el traduce Biblia în limba română modernă, din originale greșești și ebraice, zice el, a tipărit psalmii și a preluat dreptul de autor societatea evanghelică română sau societatea biblică pentru Britania și străinătate. În 1921 tipărește Vechiul Testament în întregime și în întregime Biblia la aceeași editură, dar cu susținerea publică, vă rog să remarcați lucrul acesta, și binecuvântarea unor membri marcanți ai Sfântului Sinod ai Bisericii Ortodoxe Române. Anumiți conducători sau anumiți preoți care vorbesc în mod necuvincios față de traducerea lui Cornilescu, trebuie să spună, măi, voi vorbiți de cuvincios despre conducătorii voștri care au binecuvântat lucrarea și să vedeți, mai sunt și alte lucruri interesante care vreau să sper să ajung și la ele. Și aici vă rog pentru noi să reținem un lucru. Dar vă rog frumos, rețineți gândul acesta, chiar dacă e vineri seara și cam târziu. Între 1000, era în Elveția deja, între 1924 și 31 lucrează o a doua traducere. Nu asta care avem noi aici.
La noi în România a apărut această traducere în 2001 sau 2002. Cum scrie aici? Cum îi zice? Literală. De ce? Pe om l-a mustrat conștiința. Tributar unor concepte pe care le-a preluat și a unei biserici care nu e fidel în totalitate poruncilor lui Dumnezeu și la tot ce spune Biblia, și-a permis el anumite parafrazări și introducerea anumitor cuvinte. Hai să vă dau un singur caz. Vă aduceți aminte că în evrei, nici într-o Biblie din lume nu există ca aceea de sabat. El și-a permis lucrul acesta. Însă când veți lua traducerea literală, așa ceva nu veți mai găsi. Chiar și cele 10 porunci în traducerea lor sună cumva, când iei traducerea literală, sună, dintr-o dată se face lumină. Despre această perioadă, cât și despre altele necunoscute sau mai puțin cunoscute din viața lui, eu vreau să citesc din scrisoarea pe care o scrie soția lui. Foarte interesant. Vă rog să urmăriți cu atenție și să vedeți cam despre ce este vorba. Într-o smerenie extremă vorbea foarte puțin despre sine, chiar și atunci când o făcea, de exemplu, față de mine, zice ea, nu repeta niciodată ceea ce îmi spusese. Îmbrăcat călugru, cu tichia pe cap, stătea adesea pardoseală pe un scaun mic cu trei picioare și îi scria. Avea întinse pe jos nenumărate ediții ale Bibliei în greacă și ebraică și aproape toate traducerile existente până atunci în limbile moderne. El știa bine limba franceză, știa bine limba engleză și a tradus după două dintre traducerile cele mai bune pentru data aceea, era Revised Standard Version, adică versiunea standard revizuită în engleză, și al lui Louis Gond în franceză. Mulți consideră și astăzi că de fapt a fost o traducere aproape fidelă pentru Louis Gond. Pe lângă aceasta, multe dicționare și așa mai departe. Traducea cu nu numai cu grijă, dar și cu precizia unui traducător născut și așa mai departe, și care vroia să-și aplice sieși pentru viața lui. Așa. Dar acum vă rog să fiți atenți. Se spune el despre Raluca Călimachi. Se spune soția lui despre Raluca Călimachi. Acest pasaj nu o să-l întâlniți foarte des. Eu m-am bucurat extraordinar că am reușit să-l găsesc. Pentru că Biserica Evangheliei ascunde pasajele acestea. Biserica Ortodoxă nu are interesul ca să le dea și cu greutate le-am găsit, dar le-am găsit și mă bucur că le-am putut găsi. Zice soția lui Cornelescu așa, un interes imens pentru marea lucrare arătat deopotrivă bătrâna doamnă, așa o numea pe Raluca, care era în vârstă la data aceea. Renunțând la comoditățile pe care îi le oferea Elveția, i-a rămas alături de protejatul său, apărându-l de privirele celor indiscreți, îngrijindu-se de trebuințele materiale, personale și acele lucrări. De aceea este tot atât de important, dar ceea ce este tot atât de important este faptul că a fost în același timp, Raluca, ce a fost? Un adevărat colaborator de specialitate. Nu uitați lucrul acesta. Cine a fost colaboratorul de specialitate al lui Dumitru Cornilescu? Raluca Călimachi. Nicăieri nu se spune treaba asta. Din niște interese care nu aș vrea să le discut acum. Cunoscând limbile moderne, mai importante, întocmea fișe de termeni creștinești de bază, cuprinzând înțelesul lor în cele mai vestite dicționare și traducere ale Bibliei în alte brânci. Era astfel de un real folos traducătorului, această femeie. De multe ori succesul savantului artistului datorează pasiunii pentru munca lui și a unei soții credincioase sau unei mame iubitoare. În cazul de față era vorba de ceva mai mult. O mamă a poporului român dornic de iluminare lor spirituală. Despre cine e vorba aici? Raluca Călimachi. Parcă grăbindu-se să nu moară înainte de a vedea terminată această lucrare care o interesa așa de mult, bătrâna prințesă Călimachi n-a precupețit nimic din ce avea, nici timp, nici muncă, nici averea moștenită de la mama, pentru a-l ajuta pe Dumitru Cornilescu să-și poată face lucrarea la care a fost chemat de Dumnezeu. Numai în împărăția lui Dumnezeu vom cunoaște mai mult despre astfel de oameni, cum a fost Raluca. Ia să vedem, hai să vă pun și o bucățică, să văd dacă merge, să vă pun și o bucățică de vocea lui Cornilescu. Ia să vedem. Nu vrea? Ce mai nu vrei? Stai. Nu vrea. Dacă căutați acasă pe internet și găsiți acasă, da? Fără nicio problemă,
Frate Nelu, dacă găsești pe final, ne puteți spune de acolo, du-te la predicile și cântările lui Dumitru Cornilescu și vei găsi, la urmă, ca să spunem acolo. Haideți să mergem acum un pic mai departe și anume să vorbim puțin, pe scurt, foarte pe scurt, nu am timpul necesar să intru în detalii și ar fi foarte interesante. El vorbește despre întoarcerea lui care are loc la 26-27 de ani. Pe când lucra la Noul Testament, a trebuit să caute fiecare cuvânt în grecește, în dicționar și așa mai departe. Și ce-i cu păcatul? Ce este păcat? Și s-a mâniat pe situația aceasta că toți oamenii sunt păcătoși când au ajuns în Roma. A zis, bine, eu nu. Și ce spunea el? Dar n-am putut să pricep versetul acesta. Și am trecut mai departe. Când am ajuns la epistola către romani care spun, toți au păcătuit, n-am putut fi de acord, fie că ziceam, dar eu cunosc foarte multe persoane care n-au omorât niciodată pe nimeni și nu sunt în închisoare. Nu pot pricepe de ce spune Biblia că toți au păcătuit. Dacă nu cunosc pe alții, mă cunosc pe mine. N-am omorât, n-am fost în închisoare, așa că pot spune că eu nu sunt păcătos. E așa mai departe, da. Apoi vorbește mai departe despre cum a ajuns în cartea Apocalipsei, unde oamenii vor fi pedepsiți pentru minciună și așa mai departe. Și atunci, încet, încet, a reușit să înțeleagă. Și atunci am început să-mi fie frică și îmi ziceam mereu, nu vreau să mă duc acolo în ruptul capului, adică în iad. Da. M-am rugat Domnului 3 luni de zile și m-am pomenit într-o dimineață cu tineri de la școala militară din Botoșani care m-au întrebat, domnule, mergem în război? Era situația aceea dramatică. Ce facem? Vom muri poate acolo pe front? Da, am zis eu. E bine că ați venit la mine, fiindcă dacă veneați acum 3 luni, n-aș fi putut să vă răspund. Domnul Hristos a murit pentru păcatele voastre și dacă luați pentru voi acest fapt și vă dați viața și inima Lui, aveți iertarea păcatelor chiar în această clipă. Iar dacă vă duceți pe front și muriți, Mântuitorul vă așteaptă să vă primească la El și așa mai departe. Apoi ăștia s-au dus în cazarmă, unii au râs, dar cert este că au venit cu alții, unii s-au hotărât pentru Domnul și după ceva vreme numărul era destul de mare, încât petrecea fiecare duminică după amiază la ora 2 până la 9 seara. Așa apare Noul Testament în 1920, prima dată. Nu e publicat sub autoritatea Bisericii Ortodoxe, dar e, nu a fost nici blamatul la data aceea. Apoi apare mai târziu, când avea el 30 de ani, prima Biblie în traducere completă, toată, da? Era numită Biblia Prințesei și de care nici unui român n-ar trebui să fie rușine. Avem aici încă un lucru și anume Patriarhul Bisericii Ortodoxe de atunci, Miron Cristea, care a fost de acord la început să-l trimită, el era tot din Moldova, a fost și mitropolit la Iași, pe urmă a ajuns patriarh, dar el traducerea aceasta, nu s-a pronunțat foarte aspru, dar la un moment dat, probabil sub anumite presiuni, l-a chemat și l-a sfătuit să părăsească țara. Da. Aici este citatul lui Cornilescu, care spune, nu pot spune traducerea mea ideală, dar acum, la momentul acesta, este cea mai bună. El pleacă din România și nu se mai întoarce niciodată pe teritoriul ei. Aici ar fi mai mult de discutat, poate cu altă ocazie. Pe 2 aprilie 1924, preotul Tudor Popescu este caterisit. Asta a supărat pe foarte multă lume, pentru că preotul era ortodox, numai că predica o evlavie autentică potrivit cu Sfânta Scriptură. Iar pe 24 iunie, tot în același an, sinodul interzice preoților să folosească în predicile și studiile lor ediția Bibliei Cornilescu. Iată aici chiar pasajul acesta luat de acolo. Constatându-se că traducerea Bibliei făcută de Domnul este o traducere care nu corespunde textului canonic normativ în Biserica Ortodoxă, constatându-se nu știu ce, noi îl facem și îl dăm afară. Așa mai departe. Da. Date din Arhiva Societății Britanice și prin 25.000 de exemplare pe an, apoi 24-25.000, apoi în 25-49.000, în 80
și Noul Testament 85.000 la 95.000 și în 1928 100.000 de exemplare pe an. Aici încă ceva, omul acela de care vă spuneam că se numește pe domnul Arhimandritul Scriban, să nu uitați. El era ortodox și, bineînțeles, când a văzut că la Caterisii, pe Tudor Popescu, a văzut că Biblia aceasta este interzisă, a scris un articol. Ne supără Biblia? Un articol tare, tare merită citit. Îmi pare rău că n-am timp, dar bun articol, bun. Îl găsiți dacă îl căutați cu siguranță sau vi-l pot trimite dacă, pentru cei care vor să citească toate documentele acestea, vi le trimit fără niciun fel de probleme, da. Da. Zice, hai să citesc un singur lucru de aici. Dar oare numai pe domnia sa trebuie să-l scârbească opreleștea care se pune în țara noastră pentru pătrunderea Bibliei în țară? Trebuie să ne scârbească pe noi toți și în loc ca cineva de peste grani să vezi chiar înlăturarea unei măsuri vrăjmași credințe noastre, trebuie noi toți să ne ridicăm și să ne mărturisim neplăceri prin asemenea fapt. Putem fi înfățișați străinătăți într-o lumină așa de urât? A opri răspândirea Bibliei, dar a lăsa slobul de pătrunde a tipăriturilor celor mai spulcate este culme în orăzie și în cuvinți. Uite însă că un asemenea lucru este cu putință la noi. Ce mare ticăluși! S-a ajuns, apropo, și Goga la un moment dat a cerut o intervenție, a fost primit, el a participat și la slujbele lui Tudor Popescu, dar aici e vorba de Titulescu, marele diplomat Titulescu, care a acceptat în audiență pe reprezentantul societății biblici britanici, dar fără prea multe argumente. Când s-au dus acești oameni la Titulescu, i-au spus care era argumentul care se aducea împotriva acestei Biblii. Hai să spun numai un singur lucru, unul dintre ele. Când a tradus omul din Biblie aceasta, cum a tradus de aici, din Biblie, a tradus prezbiteroi din greacă și a tradus cu prezbiter sau bătrân. Episcopoi și prezbiteroi sunt termeni interschimbabili. Mica diferență ar fi că prezbiterul trebuia să fie bătrân, pe când erau și unii prezbiteri care nu erau bătrâni și atunci l-au numit episcop. Dar peste tot în Bibliile ortodoxe era tradus cu preot. El a tradus potrivit cu limba greacă. E, asta i-a supărat rău de tot pe cei din conducere. Pentru că știți, și așa într-o paranteză vreau să vă spun, niciodată, știți ce înseamnă niciodată? Niciodată înseamnă, niciodată chiar, niciodată în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, niciun conducător de biserică nu este numit preot. Niciodată. Toți conducătorii din Noul Testament sunt numiți prezbiteri sau diaconi sau episcopi. Da? Preot este unul singur, mare preot, iar ceilalți, pentru că slujesc de același sânge al jertfei Domnului Hristos, sunt numiți preot, potrivit cu... Am găsit o ilustrație foarte frumoasă aici, anume cartof. Știți, cartoful ca element de bază la noi a fost cunoscut târziu de tot, după descoperirea Americii. Da. Era numit la început măr de pământ. Era o plantă stăină și europenii o considerau foarte dăunătoare. Unii purtau floarea la butoneră ca să se laude că au o floare specială. Da, dar tuberculii nu se mâncau, chiar era pericol. Și atunci francezii au făcut o chestie foarte interesantă. Au pus niște gări care stăteau sfidător să păzească cartofii, ca și cum era ceva de foarte valoros. Iar seara, ăștia se mai retrăgeau și oamenii, bineînțeles, dădeau ca să fure, ca să-i înveți să mănânci cartofi. Și astăzi cartoful a ajuns, cum a ajuns? Ca Biblia lui Cornilescu. Câte două, trei în aceeași casă, câte două, trei poate la aceeași persoană. Da. Biblia Cornilescu nu a fost acceptată mai întâi, dar până la urmă cam toți românii au o astfel de Biblie. Adventiștii și Cornilescu. Știți că adventiștii și o parte din baptiști, dar adventiștii în primul rând foarte greu au acceptat. De ce? Pentru că noi eram obișnuiți cu traducerea de la așa al Nițulescu. Și Biblia de Nițulescu avea în loc de ziua de odihnă sau cuvântul sabat, scrie acum. Sâmbătă, sigur, cei care au așa. Și noi adventiștii, în discuțiile pe care le aveam, foloseam edițiile. Era o ediție grea, am și eu acasă. E dificil de citit. Eminescu a apreciat-o foarte mult pentru că era rud, avea, nu știu, mai multe rude care erau
pe lângă Nițulescu și de asta e laudă traducerea aceasta, dar din punct de vedere al limbajului era o limbă grea, limbă grea. Fratele Paulini, în ianuarie 1924, s-a dus să reprezinte interesele adventiștilor cu privire la această nouă traducere a societății biblice britanice. Și greu s-a împământit, dar până la urmă noi am acceptat-o datorită limbajului împreună cu celelalte culte neoprotestante. Da. În 1987, însă ceva foarte interesant. 1987. Cu câți ani înainte de Revoluție? 3 ani. Foarte interesant această istorie. Foarte interesant. În 1987, țineți minte, Biblia Cornilescu, exact asta care o ținem noi în mână, a fost tipărită de către Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe, care a primit o comandă foarte mare pentru tipar din această Biblie protestantă. Da? De ce? Pentru că cei din afară nu dă apărare. Da. Atunci a fost bun, atunci nu a mai fost rea. Atunci a fost bun. Frați și surori, ne oprim aici. Ai fi multe de spus. Sunt recunoscători Tatălui Ceresc pentru toate edițiile biblice disponibile în România. Iar astăzi, cineva care nu compară, face o mare greșeală. Avem la dispoziție atâtea traduceri ca să știm exact care sunt sensurile pe care Dumnezeu vrea să ne le transmită nouă, celor care ne pregătim în vederea întâlnirii cu El. Ne rugăm pentru cei care prude și astăzi pe tărâmul acesta, avem oameni care lucrează la această Biblie interconfesională. De asemenea, ne gândim și la cei care au început lucrarea asta, da? Creștini după Evanghelie, avem și noi în Bacău. De când ați mai fost pe la frații noștri pe la creștini după Evanghelie? Că ei de acolo vin. Cornilescu, cu Tudor Popescu, cu oameni, dar trebuie să vizităm mai des. Aici aveți biserica din Dr. Carol Davila din București. Da. Aici o altă biserică, tot în București. E plăcut. Acum, din experiența mea, nu te primesc toți la fel, dar în unele locuri te simți foarte, foarte bine acasă, în mijlocul lor. E o bibliografie aici și cei care doresc o pot să vă ofer. E aici o altă poveste foarte frumoasă. Că la 8 ani, deci ce vă spuneam în 1987, că Patriarhul voia un Rolls Royce și a primit târtii pentru Biblie până la urmă. În ce credință a murit Cornilescu? El n-a fost botezat, a avut un singur botez, cel ortodox. Se zice că biserica totuși nu l-ar fi afurisit oficial, adică nu l-a blestemat oficial, dar în România n-a mai venit. Iar Iorga spunea despre, și citez, și hai să vă dau citatul acesta și spun eu, vă scriu fără preget că domnul Cornilescu, zice Iorga, a făcut o traducere după un text francez, și că munca arhimandritul Galaction, dată fiind cunoștință acestui tânăr prieten, nu poate oferi o garanție. Bine, a fost un precuș între... Da. Frați și surori, ne oprim aici. Dar nu înainte de a vă citi ceva din Biblie. Știți la ce mă gândesc? La cuvintele marelui apostol Petru, care spune ceva foarte interesant. În a doua sa epistolă, în capitolul 1, chiar versetele finale, adică 19 și 20, și avem cuvântul prorocii făcut mai tare. Și la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălușește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singur, că și nicio prorocie n-a fost adus prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul lui Dumnezeu. Și mi-am adus aminte să vă mai spun încă ceva. Știți că în cartea Apocalipsei, în capitolul 22, unde se încheie
capitolul care se încheie Sfânta Scriptură, este versetul 12, cred, vă spun îndată, mă uit, cred că e 12. Este... Versetul... Care versetul? Versetul 14, iertați. Ferice de cel ce spală hainele ca să aibă drept la pomul vieții și să intre pe porți în cetate. În limba greacă este foarte clar. Este plunantes pyontes entolas, adică cei care împlinesc poruncile. Unii, datorită jocului de cuvinte, au schimbat aici, că își spală hainele, dar foarte multe manuscrise apar cu cei care împlinesc poruncile. Potrivit cu ceea ce spune Ioan în toată Evanghelia sa, scrisorile sale pastorale, cât și în Apocalipsa, Ioan vorbește foarte mult despre cele 10 porunci, cu siguranță așa a scris și aici. Dar au găsit ei acolo cumva și au modificat. Ei bine, Cornilescu acesta, în ediția literală, pune la subsol acolo și spune multe manuscrise, zic, cei ce împlinesc poruncile. Ceea ce înseamnă că omul până la urmă a zis să lăsăm pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Ceea ce este bine, bun ca sfat pentru fiecare dintre noi. Domnul să ne ajute să rămânem ancorați în învățătura Scripturii, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu și care ne oferă singurul program posibil care ne va conduce către Domnul Hristos și mântuirea Lui. Amin. Poftiți-vă, să închidem.